mamă. Ai grijă, da? Să rămână. Să stai cu timpul cu ea. Stai cu mamă. Trebuia să vin și eu cu voi. Nu cred. Mulțumim. Mi-ați dat prea mulți. Mulțumim mult, Saruna. După examen vă întoarceți cu primul tren, da? Da. Bine, mamă. La revedere. La revedere. Ochelarii ți-ai luat? Da? Nu păstrăm nimic în afară de foi și instrumentul de scris. Mai repede.
începem cu rândul de la ușă, rândul numărul 1. Rândul numărul 2. Numărul 1, 2, 1, 2. A înțeles toată lumea? Da, da. Bun. Subiectul pentru rândul 1. Structura și mecanismele feedback ale băncii comerciale. Subiectul pentru rândul 2. Emergența sistemelor adaptive complexe din economie. Din momentul ăsta nu mai vorbește nimeni, aveți fix o oră. Da? E timp suficient. Nu-mi găsesc subiectul, tu l-ai găsit? Nu. Ce faci? Mă uit. La ce? La nimic, hai că ies. Mă, dacă ieși, tu trebuie să ieși și își pierd examen, stai. Mi-e sete. Voi două, ce faceți? Scoate și aveți în bancă. Voi două. N-avem nimic. Sigur? Credeți că puteți să copiați și să nu vi se întâmple nimic? N-am copiat. Scoate și aveți o fustă. Aici? Du-te că era la toaletă și vezi și o fustă. Nu-i nevoie, vă spun eu. Hai, te rog frumos, la toaletă. Nu vreau. Cheamă poliția să le percheziționeze. Nu-i nevoie. Fă-i referea și zboară din facultate fără să mai poate da admitere vreodată. Referea că ce? Ce că tu ai telefon acolo? N-am buzunare, n-am de să-l țin. Ai fi tu și în telefon? Nu. Arată. Am uitat parola. Ieși afară. Ieși afară! Ieși imediat din sală! E sete. Cauza ta, am pierdut examen. Pare rău. Nu, nu-ți pare. Dacă-ți părea, nu făceai ce ai făcut. Trebuie să mă lăsesc. Și mie. Ce crezi că fac cu telefonul meu? A chemat poliția? Nu știu. Și să-mi dai telefonul. Pentru ce? Căutăm fete cu vârsta între 18 și 25 de ani pentru serial TV. Să știi că am mai jucat când eram mică. La teatru, la tata. Cred că ai pus botul la asta. Bună ziua. Ce
ce nebună ești. Mersi. De ce n-ai mai venit? N-am avut chef. Să mai vii, că e mișto când vii. Ce-i să le vezi când aviz? Ba. Hei. Ce-ai făcut? Un căcat. A dat fix din ce-a predat la cursuri. Pică toată lumea. Dar ce-a făcut cu telefonul meu? Cine l-a luat? Ursul sau asistentul? Nu știu că nu m-am uitat. Pierdut bursa. N-ai restanță, că v-a trecut absente. Poate poți să vii să dai mine cu ceilalți. Alo? Sărmâna. Nu s-a terminat încă. Da. Da, mă, e lângă mine, doar că nu-și găsește telefonul. Haideți că vă dau să vorbiți acum cu ea. Sunt bine, mă, pa. Da. Nu! N-are rost să venim astăzi. Luăm o cameră la un hotel și... Da, vă fac o poză și vă trimit. Bine. Haideți că vă sunem mai încolo. Ce faci, Pantone, de noi? Nu. Scuze. Nu. Salut. Vrem și noi cursurile de cibernetică. Cursurile lui Ursu? Dar ce să faceți voi cu ea? Învățăm până mâine, dăm cu ceilalți. Bune? Sunteți două genii sau? Bine, hai. Le dai și nouă cursurile? Nu, dar nu dau cursurile mele la nimeni. Păi ți le dau mâine înapoi după examen. Am tren peste două ore. Ești cu cineva? Putem să intrăm? Mi-e deranj, dar... Nimic. Dă-și mie o țigară. Nu se fumează. Nu deranjezi pe nimeni. Tu nici nu știi să fumezi. Strici țigările. Mă prostesc eu din când în când. Ce, nu-mi stă bine cu țigara în gură? Fii atent cum facem. Ți le trimit prin poștă. Am grijă de ele și ți le dau după vacanță. Dar e regulă pentru toată lumea, v-am zis. Eu nu sunt toată lumea. Măcar o dată, Mire. Vreți să vi le arăt? Hai. 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 Au. Ce, nu le găsești? Ba da, doar că nu... Nu le-aș da așa, pe degeaba, știi? Ok, vrei bani? Nu vreau bani. Doar că nu dau cursurile mele la nimeni... Totuși nu o să ne le dai? Nu știu. Ce vrei? Sex? Asta glumește, nu? Da, m-am glumit. Am glumit. Bine, hai. Caută-le-mă! Hai! De ce să mă numele astea aici? Ha? Ce vreți, mă, nu am ce să vă zic. Cum n-ai ce să ne zici? De ce sunt numele astea aici? Nu spuneți la nimeni? Nu. Nu. Fiți atent aici. Subiectele pe care le dă la examen sunt exact subiectele pe care le-a predat la curs. Deci, te pui în banca ta și aștept subiectul. Bași frumos până în buzunar, scoți legenda și te uiți ușor. Cauți. Ia uite, emergența sistemelor, numărul 5. Bași frumos înapoi legenda. Bași mâna în celălalt buzunar și încep și numere. 1, 2, 3, 4. Mă urmăriți? Da. Când ai ajuns la 5, scoți ușor foaia, aștepți. În timpul ăsta scrii pe foaie tot ce îți trece prin cap. Și când ai ocazia, când nu se uită nimeni, ai scos foaia, o pui pe masă, iei o gumă, ștergi numărul, te semnezi cu numele tău și ăsta e examenul. Old school, nene. Se cheamă servită. O să cred, tu copiezi? De ce? Pentru că toată lumea copiază și poate să ia note mai mari decât mine. Și mie asta nu-mi convine. Voi, domnul, copiați cu telefoanele? Tu mai vorbe, m-am stat pe tușa asta. Da, da. Ai văzut? La fiecare examen copiezi, te-am urmărit. Și ai note incredibil de mari, dacă de pafaristă ești. De ce faci facultatea asta?
Eu? Ca să înțeleg. Ce? Cum funcționează lumea în care trăim. Totul se rezumă la economie. Tu crezi că americanii invadează așa o țară doar ca să-i scape pe amoriția de un dictator? Petrolul e cheia. Dacă nu cunoști economie, te uiți ca prostul la televizor, nu înțelegi nimic. Și după ce termin facultatea? Dar crezi că mai contează ce faci după ce termin? Nu știu, broker, analist de risc la FMI, la Banca Mondială. Mișto să lucrezi la FMI? Pot să ajung în politică. Poate ajung prim-ministru. Ești drăguț. O să dai și tu mâine. Ne așezăm pe rânduri diferite și bag și pe a ta când îți rând rupările. Păi da, să înseamnă că să stau până la final. Nu știu între cum. Dar mă dezăi seama ce se bucură maică pe dacă ei. Treci de urși să ai terminat facultate. Stai. Ia. De cine sunt? Pe ursul. Mă iert, o cauți, lasă-l mă în pace. Vreau să spun ce fac cu telefonul. Nu răspunde. Alo? Bună seara, domn profesor. Pe mine mă cheamă Mo. Telefonul meu e la dumneavoastră. Îl țineți în mână acum. Vreau să văd dacă a venit poliția și ce s-a întâmplat cu telefonul. Păi am putea să venim mâine la examen și poate îl și dăm, dacă tot venim. Bine. Bine, mulțumim. La revedere. Se calmase complet, așteptăm mâine la examen. Ne vedem mâine după examen. Mă sun tu, da? Da. Bine. Pa. Pa, pa. Ne lasă. Am făcut bine că am sunat? Zi, am făcut bine că am sunat? Da, m-ai făcut bine. Am făcut bine că am sunat. Ai făcut bine că ai sunat. Am făcut bine că am sunat? Ai făcut bine că ai sunat. Ce cântă? Am de trip. Cine să știa? Îi știi că e mai auzit la mine. Da, eu n-aș mai intra. Nu. M-aș vrea să caut hotel. Amă, că avem timp după. Nu fi nașpa. Nu-mi place muzica nașpa. Ta. Ți-am făcut rost de cursuri. Mâine intru la examen, hai, hai, hai. Ne-am vorbit cu Gabi, ne-a invitat el. Cine e Gabi? E vocal la M The Trip, ăștia care cântă acum. Nu cunosc, hai. Îți spun eu. Lași pe mine? Deci zic cum facem. Fără bine, nu intrați. Bine, auzi că ne-a invitat Gabi? Mie nu mi-a zis nimeni nimic. Du-te și întreabă-l. Tu nu vezi câte lume aici? Chiar crezi că n-am altă treabă decât să mă să-l întreb? Bine, atunci lasă-mi să intrăm. Fără bilet nu intrați. Tu nu auzi că ne-ai invitat Gabi? Pe mine nu mă interesează cine v-a invitat. Fără bilet nu intrați. Hai, Vale. Auzi, ia vezi tu cum vorbești, da? Să mor tu. Hai, dați-vă la o parte să intre oameni. Hai afară. Afară. Ia mâna de pe ea. Ia mâna de pe mine. Ia mâna de pe mine, fătăți morții, morții! Ia mâna! Hai să mergem! Mamă, ce mă enervează, am lăsat concertul din cauza muistului ăla! Hai să mergem! Mă calmează-te, mă! Ce fac? Zici ce fac, răspund. Dă-mi. Alo, da? Da. Ba da, normal. Da, știu unde e, suntem foarte aproape. Bine, bine, la revedere. Ce-a zis? Vrea să ne vedem să-mi dea telefonul. E în centru vechi. Hai, bagă, bagă repede. Acum?
iei telefonul și plecăm, bine? Fără alte tâmpenii, te rog, că avem cursurile, suntem ok. Mo? Bună seara. Am venit pe telefon, am vorbit puțin mai devreme. Eu și prietena mea suntem studentele de un profesor și de un profesor mi-a găsit mie telefonul în chilot și mi l-a confiscat și avem nevoie de el, fiindcă mama e genul care se stresează, se panichează foarte tare, dacă nu răspund. M-a zis că e mai complicat. Copiau la examen după telefon. Nu, nu copiam. Bun. Andreea, ce faci? Andreea, te rog, termină. Andreea, te rog, termină aici. Arvedere. Ia stai un pic. Ia vină puțin. Cum ziceai că te cheamă? Mo. Era Monica. Monica Frăsiniuc. Și pe aia de stai afară, ia chema înăuntru. Vera Eftimiu. Las-o pe ea să spună. Profesor. Ia, ia, stați aici. Hai, luați loc. Și pe tine, cum te cheamă? Și pe tine te-am dat afară. Nu. Adică, ba, da. Vera. Vera Eftimiu. Da și mie un iegăr, te rog. Ia stai ca seara, mă, fetelor. De ce copiați la examen? Eu n-am copiat, domn profesor, ați văzut și ați învățat? Da. Și căutați în cârciumi în loc să învățați? Păi ne-ați chemat dumneavoastră ca să-i dați telefonul. Umo. Ah, da, da. Mi-am stricat seara, mă, fetelor. Ne cerem scuze. Mă, e unor cam... Sunteți și prieteni sau doar colegi? Suntem prietene. Suntem cele mai bune prietene. Nu vă despărțiți niciodată? A, nu. Facem tot împreună. De ce, domn profesor, luăm examenul la mâine? Depinde de voi ce faceți în noaptea asta. Dacă stați toată noaptea în baruri, beți, mai știu eu ce, sau vă duceți acasă și învățați. Păi și dumneavoastră ce ziceți că ar trebui să facem? Eu zic că dacă mai frecați mult pe aici, n-aveți nicio șansă. Bine. Bine, bună seara, domn profesor. Ia, ia stați, ia stați un pic așa. La cursuri ați fost? Da, sigur. Avem și cursurile. Păi am întrebat dacă ați fost la cursuri, nu dacă aveți cursuri. Am fost, la majoritatea. Da, numai. Și tu? Pe tine te-aș fi ținut minte, sigur. Și ce, nu mă țineți minte? Mo a fost bolnavă de asta. N-a, a venit foarte puțin. Ia din cursurile alea. Da. S-a scris de tine astea? Da, normal. Păi cum le-ai pus? Le-ai pus bine, nu lasă, lasă, lasă. Le-ai pus bine. Uite, dacă... Stai puțin. Stai să facem o treabă bună. Dacă aveți noroc, dacă aveți noroc, uite, din partea asta o să vă fice subiectul. Restul îl învățați singure după examen. Mulțumim mult de tot, domn profesor. Mulțumim. Ia, pune să-mi nu uitați să faceți despre rândul al doilea. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim. Mulțumim. Bună seara. Păi acum, mai stați și voi un pic, luați ceva de jumătate din materia scăpat. Mai de unul, te rog. Luați și voi ceva? Nu, noi nu, mulțumim. Cocktail de ce? Un cocktail? Ceva? Da. A? Mersi. Ce faceți voi toată ziua? Adică dacă nu veniți la cursuri, cu ce... Da, am fost la cursuri. Adică v-am zis că am fost la cursuri.
nu insista că mai rău îți faci. Aveți hobby-uri, pasiuni, vă plac filme, ascultați muzică, stați pe Facebook. Mie îmi place muzica. Și filmele îmi plac. De fapt, la amândouă ne plac filmele. Am înțeles, am înțeles. Vă e foame? Nu, mulțumim. Sigur? Pe mine m-a stăsat fără cină. Mie e foame. Ai văzut? Ia de cursurera. Pune-le și pastea acolo, hai. E materia de după examen, da? Da. Mulțumim frumos. Fetelor, știi ce zic eu? Luăm ceva de mâncare și mergem la mine. Am o colecție impresionantă de filme și muzică, stau vis-a-vis și gătesc excelent. Ce ziceți? Nota! Haideți, repede. Bun, perfect. Bună seara, domn profesor. Bună. Haideți, fetele. Așa, ce faci? Bine, mulțumesc. Ia să vedem. Luăm ca de obicei un șnițel de vită. Un șnițel de vită? De vită n-am mâncat niciodată. Nici eu. Nu e tare? Nu, dacă îl fac eu nu. Încercați. Dăm șnițel de vită și pune și niște păstărnați. Vă vreau să fac un piure. Așa, mersi. Urei de păstărnați. De păstărnați. Poți să vă placă. Perfect. Dăm și... Lasă-le voi. Tu dorică poeziile mele de mine, te rog. Mersi. Mă ajutați voi să le luăm? Mersi mult. 127, domn profesor. Așa, ce faci altfel? Bine, mulțumesc, dumneavoastră. Cu școala. Cu școala care nu se mai termină. Dar are și părțile ei bune. Ok? Mersi. Mulțumesc și eu. Mulțumesc, Iubără. Numai bine. Vă mai aștept, domn profesor, o seară frumos. Haideți. Revedere. Auziți? Mai am ceva? O ciocolățică, ceva, că am văzut că... Nu, nu. Îți plăceau, nu? Tu? Nu, nu, mulțumim. Nu vreți? V-am zis că stau aproape. Cât am făcut? 2 minute. Ce mișto e să stai aici, într-o bine. Scările astea ce mai fac și eu, fă-ți în spate. Da, așa e. Ia uitați. Ia, ia dă-mi... Așa. Ia uitați-vă aici. Filme și muzică cât vreți. Alegeți voi ce vă place. E incredibil, cred că aveți sute de filme aici. Peste 1000. De cine sunt? Nu. A? Ești tu, mă? Nu știi? Mouse and Monkeys. Sunt români. Încet, mă. Nu, 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 e ok, e ok, de ce? Nu am vici, sunt numai filme, bloc, seara nu mai e nimeni.
ce vreți să faceți după examen? Păi am vrea să plecăm pe undeva. Unde? Nu știm că e fric și nouă ne place la cald. Păi, atunci, duceți-vă în Thailanda, la plajă. Am vrea noi. Adică eu că mă... Ce e cum? Mă, nu merge niciodată la plajă, că e rușine să se dezbrace. De ce, mă, când ai în corp așa frumos? Și vă duceți cu băieții sau sunteți așa ca fetele? Ca fetele. De ce, n-aveți, aveți prieteni? Ba da, avem, doar că mai luăm și noi o pauză, mai respirăm un pic. Și tu, mă? Nu am, ce ok. În sensul că n-ai pe cineva stabil sau că nu-ți plac bărbații? Nu, de plăcut bărbații plac. E o avere băgată aici. Da, toți banii mei am băgat în perete, dar eu n-am copii, n-am nevastă la multe cheltuieli. Foarte tare. Ce? Că n-am nevastă și copii? N-am avut să zic asta. Pe bune. Știu. Ia. Zi-mi un film care îți place. Fii atentă, am filmele pe ani. Aici am filme mute. Îți plac filmele mute? Nu. Nu. Nici alb-negru? Nici alb-negru. Trecem direct la color atunci. Bun. Mai noi. Noi, uite, jos sunt mai noi. Ce ai vrea să vezi? Acum? Păi ce are? De ce nu? A? Ce ai vrea să vezi? Care e filmul tău preferat? Avatar. Mi-a plăcut Avatar. Da, la amândouă ne-a plăcut Avatar. Ce? Ce v-a plăcut la el? Efectele speciale? Da, efectele speciale, poveste, tot. Mi-a plăcut filmul. Poți să-mi spui care-i povestea? Dacă și-o puse, dau afară. Vreți să vă spun care-i povestea filmului? Faceți mișto de mine? Nu. Pur și simplu te întreb de filmul tău preferat, Avatar. Nu te întreb din cibernetică. Ai spus că ai fost bolnavă și n-ai prea învățat. Ai mai spus că îți plac filmele. Bun, povestește-mi filmul tău preferat, Avatar. Știți muzica e, de fapt, specialitatea ei. Ajungem și acolo. Bun, deci vreți să vă povestesc filmul? Păi este vorba despre niște oameni, niște pământeni, care vor să cucerească o lume nouă, o altă planetă, pe care locuie niște oameni foarte mari și albaștri, niște uriași. De ce zâmbiți? De cum povestești, zi. Cum povestesc? E zi mai departe, e bine. Și pământenii, ca să îi poată cuceri, construiesc niște roboți foarte mari, care erau pilotați de niște piloți. Roboții erau pilotați de piloți. Da, de niște oameni. De fapt, mă rog, erau tot ei. Adică intrau în mintea robotului și puteau să simtă tot ce simte un om, numai că prin intermediul lor, mă rog. Nu știu dacă mă exprim foarte clar. Așa, și după aia, mai departe. Și după aia, un tip, erou principal, se îndrăgostește de o tipă, o uriașă, și vrea să o salveze. Pe uriașă? Da, pe uriașă. Și se dă de partea uriașilor și se luptă cu ei ca să salveze pe aia. Pe uriașă. Da, pe uriaș. Și cum se termină? Se termină cu bine. Cum se termină? Cu bine pentru uriaș? Mhm. Cum cu bine? Exact pentru uriaș. Ia povestește, cum cu bine? Am povestit destul. Îmi pare rău, ai picat. Raznic, o să mă sinucid. Are ce te duce acasă? Și înveți la cibernetică sau... Ne uităm la Avatar, dar la sfârșit trebuie să mă răspați la tot ce te întreb. Ne uităm la Avatar, dar ce ne întrebați? Întrebări gen, spuneți-mi alt film care seamănă îngrozitor de tare din punct de vedere al scenariului cu Avatar. Da, păi, noi mergem să învățăm la cibernetică. Mulțumim, domn profesor. Unde plecați? O gătesc degeaba? Aoleu, nu, am uitat. Ne cerem scuze, am uitat.
beneficierea voastră. Eu v-am oferit o șansă. Mulțumim. Vă fac altă ofertă. Vreau. Ce vrei? Altă ofertă. Alegeți voi un film, oricare din peretele ăsta, și la sfârșit eu vă ascult din el. Dacă știți să răspundeți la toate întrebările, mai tăiem din paginile cibernetice, mai tăiem jumătate. Și dacă nu știm? Dacă nu știți, mai adăugăm. Vreo 20, eh? Nu, 10. E ok 10? Da. Bine, dar ne întrebați doar din film. Adică nu întrebați cu cine seamănă, din ce trilogie face parte sau alte chestii de-astea. Din film vă întreb. Din film. Haide, aveți 5 minute să alegeți subiectul până fac eu pioriul. Ia să vedem. Găsim Zabriskie Point? Nu l-am văzut. Se trece. Bun. American Beauty? Nu cred. Așa mă gândeam și eu. Se sare. Și... Ia, ce ziceți? 4, 3, 2? L-ați văzut? Eu rămânesc? Păcat. Era de 10. Da. Păcat, Pandor. Era de 10. Mă rog, alegeți voi, aveți de unde, da? Luăm alb-negru. Spani și brani. E simplu. Ok, ăsta e ăla în care scapă pianul pe scări, nu? Da, car un pian. Gata, domn profesor? Gata? Ia, ce să Stan și Bran pe music box. Asta ați ales? Bun. Putem începe? Perfect. Cum îi chema, de fapt, pe Stan și Bran? Cum îi chema pe actori? Da, pe actori, da. Da, Stan și Bran este, de fapt, o traducere, adaptare pentru România. Da, știu. Ia. Stan Laurel și Bran... Nu știu. Dar ce întrebare e asta, domn profesor? Ați zis că ne întrebați din film, nu din istoria actorilor. Din film vă întreb. Cum adică? Scrie pe DVD, dacă vă uitați mai atent, vedeți. Nu v-am întrebat când s-au născut sau când au murit, apropo au murit? Oricum, ăla nu se poate numi un film, e mai mult. Păi, dar cum l-ați ales? Mola a ales. Mă rog, hai. Mai alegeți un subiect, mai aveți dreptul la un subiect, hai. Mulțumim. Hai. Ok, hai ceva mai nou. Bun. O alegere înțeleaptă. Hai. Hai, ceva ce-am văzut și noi de curând. Ai dreptate. Că ne prindem urechile. Ai ceva de drag. De dragoste. Gata, domn profesor? Titanic. Vă place vouă regizorul ăsta? Da, ne place foarte mult. James Cameron, care a făcut și Avatar. Exact. Vedeți, deși era în afara subiectului, am știut și am răspuns. Hai să vedem. Unde fac dragoste? În mașină. Mașină. Câte punți avea Titanicul? Trei. E bine că sunteți de acord. Cum se termină filmul? El moare și ea supraviețuiește. Poți să zici tu. El moare și ea supraviețuiește și găsesc o bucată de lemn, dar pe care încăpea o singură persoană, așa că se urcă doar ea și el rămâne în apă și pentru că era foarte frig și apa rece, el moare. E chiar un cadru la sfârșit când se duce la fund, am plâns amândouă de-am rupt. 97, pe câți ani aveți? Nu l-am văzut atunci, l-am văzut când aveam 15 ani la televizor. Și l-am mai văzut toată în cinema când l-am făcut 3D. Da. Or, așa, și...
Subiectul 2? Păi zis un singur subiect. Nu știați că aveți două subiecte? Nu, ați spus un singur subiect. Asta nu e corect. Mai ușor. Mai ușor, mă. Scuze-mi. Nu mai vreau. Când nu mai vrei, lași paharul plin pe masă. Dacă îl dai peste gât, înseamnă că mai vrei. Așa. Scuze. Ia să vedem acum. Ia-l-o, te rog. Spuneai că îți place muzica. Ce muzică îți place? Cea mai ciudată muzică din lume. Jur că mă enervez. Hai spune, nu trebuie să-ți fie rușine de niciun stil din lume. Dacă e cântat din suflet și cu talent, e perfect. A? Manele? Zi. Atunci încerc să-mi dau eu seama. Ia stai puțin, gecuța asta strâmtă și cu bocanci m-ar duce cu gândul la punk și părul ăsta așa, dar nu. Asta poartă mai multe. Ciorii puiori negri am văzut. Edith Piaf? A? Rece. Foarte rece. Nu? Dar dumneavoastră ce muzică ascultați? Ia spune-mi, fii atentă. Cam cool, moșu. Da, în schimb, tu nu ești cool deloc. Mouse and Monkeys. Ia fiți atente, Mouse and Monkeys sunt un grup de animale ce au fost testate în laboratoare experimentale de la Catfish. Un șoarece și o maimuță s-au săturat să fie torturate de un doctor nebun pe numele de Killer și au decis să fugă. Stilul de muzică este Ninja Fruit Music și este un amestec de electro, pop, funk, alternative și industrial. Practic, salată de genuri. Ia puțin. Centură neagră, doi dani și un tocat. Nu se vede, nu se vede kimono? Da, ăsta nu e de karate. Nu e de karate, dar de ce? Bine zis că e de karate. Nu e sigur de karate. Bă, da. E de karate. Bun, hai că aveți dreptate, v-am păcălit. La masă toată lumea. Așa. Pune aici. Ia să vedem ce am făcut. Poftă bună. Poftă bună. Foarte bun. Cât de bun.
Dumneavoastră aveți vreo prietenă? Vreo iubită, adică? Nu știu, mă gândesc că tipa cu care ați în seara asta nu era ceva serios. Na, nu era. Nu era, nu? Când ai vârsta mea, îți găsești mai greu pe cineva. Cineva cu care să trăiești, nu vorbim doar de sex. Tu ești cu tabieturile tale, ea cu ale ei. Eu cu muzica și firmele mele, ea cu Julio Iglesias și pe aripile vântului. Deci, ce muzică asculți acum? Chiar mor de curiozitate, pe bune, ia zi. Da, zi-o dată, ce mare lucru. Niște vechituri. Aoleu. Scuze, da, asta sunt. L-ai găsit pe aici? Da. Hai că să mor eu, nu știu, n-am nicio idee, mă dau bătut. Nu știu, dă-mi puțin, te rog. Vă zic eu? Da. Green Day. Ești varză numai cu Green Day la 15 ani. Green Day? Green Day nu e chiar o vechitură, dragă, mă, cel puțin pentru mine. Mă rog, vrea să se referă la vinilurile mele din anii 80. Viniluri? Zici ce? Stai puțin, pariez că sunt în zona punk, post-punk, new wave, zi. N-am multe, am The Stooges, Joy Division, Susan Benches, Gang of Four, Devo, nu știu, cam atât. Poate facem schimburi. Nu, că nu le dau la nimeni. N-ai dreptate, nici nu le dau, că e zgârie. Exact. Grinde. Să știi că mai ascult așa, că deodată câte o piesă, este un punk destul de părat de la mama lui, mai ales primele, e pe primele albume, să știi. Asta e. Da, numai că mama punkului e Anglia, nu America. Uh-huh. Stai puțin, vrei să spui că primii care au cântat punk au fost Sex Pistols, nu? Asta e o greșeală frecventă, o secundă. Primii care au cântat punk au fost Ramones. Și ăștia sunt americani din Manhattan, East Side. S-au înființat în 1974. Sex Pistols au apărut după un an. S-a luat pentru masă? Ce e, mă, cu ea? E foarte sensibilă la partea asta cu muzica, oare de la tatăl ei. De fapt, n-ai voie să te atingi de vinilurile ei nici când ștești praf. Erau foarte apropiați, tatăl ei a fost sunetist la Teatrul din Buzău și a murit când mă avea 14 ani. De asta, mă rog, anul ăsta a vrut să se și lase de... Tensionat, așa, îmi transmite o stare de stres. Tu ești mai încărcată, mai cool. Vrea foarte mult să ia examen. Și tu nu vrei? Ba da. Da, ea are bursă. Vera are bursă? Da. Are nevoie de bursă. Au o situație complicată. Tatăl i-a murit când ea avea 8 ani. Aoleu, a murit tatăl Verii? Mm-hmm. Și mai că s-a rămas singură casnică cu 2 copii și... Are și un frate mai mic. Și-a încercat să facă amenaj prin casele oamenilor, dar nu se scurcau cu bani, așa că... ai mei au ajutat foarte mult. În fine, te gândește că erau colegi la aceeași unitate militară. Te-ai cât de ofițer în armată? Da, e colonel. În fine, tatăl Verii a murit pentru că a explodat o grenadă în mână. Oh, my God. Am murit practic în brațe de tata. A fost super nașpa. Zim o trupă punk care e cunoscută pentru un blues senzațional.
Știi cine sunt? Știu, nu spuneți, normal că știu. Te spun? E printre nori, îi știu, nu-mi spuneți. Unde stai în București? La Căminda. Vrem să ne închiriem o garsonieră. Ți-ar plăcea să stai aici? Mm? În centru vechi? Da, normal. Fiale mele, când deschizi geamul, se aude un zumzet. Și asta pentru că stau la ultimul etaj. Josiva, Carmen, non-stop, deși noapte pentru mine, ok. Când mă simt singur, deschid puțin geamul. Când mă simt foarte singur, deschid larg geamul. Când mor de singurătate, ies să beau o bere. Cool. Ce vrei să faci după facultate? Nu știu. Copii vrei să ai? Da. Adică, normal. Nu m-am gândit, mai am timp. La ce trebuie ție facultatea asta? Zob. Zob. Corect. Corect. Asta e vârsta la care trebuie să te hotărăști ce vrei să faci în viață. Pentru asta trebuie să ai curaj. Tu pare o fată curajoasă. Ce ți-ar plăcea să faci? Gândește-te bine. Gândește-te bine. Timpul trece, dracului te repede și te trezești că n-ai făcut nimic, nici îți place. Dumneavoastră, ce v-ar fi plăcut să faceți? N-ați făcut. O să se dă la tine, îți dai seama, nu? Și ce ești gelosă? M-am apucat de chitară cu 2 ani în iarnă. Mi-a adus o Moș Crăciun. Progresez, dar lent. Când ai vârsta mea, înveți mai greu, știi? Nu știu chiar așa de bine ca să-l cânt în public. Nu știu. Ei, nu contează, orice, vă rog. Stai, că dacă știi, vreau să încercăm ceva mai adevărat. Ia, stai așa. Stai puțin, da? Nu. Fii atentă. Incredibil, e pe vinul meu de la tata. Ia. Fii atentă. Aveți electrică? Da. Stai că vreau să încercăm ceva ca lume. Ia și ăsta. Cu microfon? Da, ia vezi. Fii atentă, merge? Merge? Da, da. Hai să te văd. Hai să te văd. She's lost control again.
She's lost control again. She's lost control. Ai cântat bine. Nu, n-am voce. La voce e cel mai important lucru. Dacă ai voce, te duci la România au talent. Când ai talent, cânti muzica, nu? E simplu, muzica. Muzica. Asta e important. Ce, ți se pare că stai avea voce, Ian Curtis? Nu, ce, știi ce? Vezi, important e ce-ți sună în cap. Mă, mergem? Cum? Unde să mergeți? Păi, ce mai faceți la ora asta? Așa nu mai învățați. Da, știm, dar suntem foarte obosite că am fost pe tren azi noapte. Nu, eu mă stau. Păi nu poți să te las aici, nu? Bă, asta, atunci mai stăm! Da, dar eu nu... Îmi cer scuze, i-am promis mamei ei că stau tot timpul cu ea de asta. Mama a fost bolnavă și abia și-a revenit. Păi, vezi, dacă și-a revenit, las-o să se simtă bine. Ziceți, v-ar fi plăcut să aveți o trupă punk? Știți că tata avea o trupă punk când era în liceu? Am avut un vis cu ceva timp. Eram incredibil de bun la chitară. Cântam ceva între progresiv rock și space rock, gen Porcupine Tree, știi? Mă rog, n-are importanță. Partea mea și a fost când am început, când am început să mă trezesc, mi-am visul perfect. Perfect, ceea ce mi se întâmplă rar. M-am dus la toaletă, am făcut pipi, m-am spălat pe dinți, m-am uitat în oglindă și în tot timpul ăsta simțeam că sunt genial. Mă uitam la mâinile mele și simțeam că pot să cânt orice. M-am întors în dormitor, am luat chitară în brațe și am stat așa un timp cu ea, cu ochii închiși. Îmi imaginam că tocmai am terminat concertul și lumea aplauda. În sală era isterie, se strica bis-bis. Simțeam așa o fericire fizică în tot corpul. Au fost cele mai fericite momente din viața mea. Cele mai fericite. Din viața mea, de căcat. Evident, exagerez. Ție ce ți-ar fi plăcut să faci așa, orice la modul ideal. Nu știu. Mama ar fi fericită dacă aș termina facultatea? Cu ce se ocupa? Sau altfel îmi spunea, nu contează și nu mă interesează și de fapt mi-ai spus. Renunță-mă dacă îți place, îmi face pentru alții. Mi-am putea să cânți dacă îți place muzica, cântă. Am o mulțime de cunoștințe care lucrează în domeniu și te-ar putea ajuta. Ai fost la un concert rock adevărat în spatele scenei? Trupa adevărată care strânge 50.000 de oameni, a? Dacă ajunge acolo, nu-ți mai trebuie nimic. Sunt boxele alea uriașe, scanere, stații de mii de fați. Când începe concertul și pornesc toate, e un miros de fire încinse, tensiune electrică. Incredibil. Și bani căldură. Sunt zeci de tehnicieni care au grijă ca totul să meargă și la un moment dat apari tu. Cu o chitară sau un microfon, orice sunet pe care îl scoți amplificat de mii de ori, în fața zeci de mii de oameni, e incredibil. Mă, uite-te în ochii mei. Uite-te în ochii mei, mă, vreau să-mi promiți un lucru. Vreau să-mi promiți că nu-ți bat joc de viața ta, îmi promiți? Trebuie să ai curaj să nu-ți pese de ce spun cei din jur. Trebuie să faci lucruri nebunești în viață, mă, incredibile, revoltătoare. Trebuie să-i șochezi pe toți din jur. Nu trebuie să te socoteală ale nimănui, nu trebuie să faci nimic pentru nimeni. Ești foarte sexy, mă, știai? Dacă te întâlneam acum 20 de ani...
asta. Nu vreau. Nu. Nu pot, te rog. Te rog, nu pot. Nu, te rog. Te rog, te rog să te oprești, te rog. Te rog frumos. Te rog. Te rog. Te rog, nu vreau. Nu vreau. Te rog. Hai, te rog. Te rog, te rog, te rog frumos să te depini. Te rog. Te rog frumos. Iartă-mă, te rog, te rog. Te rog, te rog, te rog. Ieși afară, ieși afară. Plânge. Mă văd ce o plânge, ieși afară, am spus. Hai, ieși afară, am spus, da? Nu, 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 te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Gata, ajunge, a zis că nu vrea, gata. Nu, ieși afară, mă. Oprește-te, a zis că nu vrea, nu înțelegi? Te oprește. Tu-ți bagi, tu-ți bagi joc de mine? Ha? Vrei să ne mai... Gata, oprește-te, vrei să nu mai treci niciodată? Ba, tu vrei să te întorci la Buzău și să rămâi acolo femeie de serviciu? Hai, ieși afară. Ba, ieși afară, ce, m-am luat cu forța? Chiar nu știai pentru ce veniți? Ieși afară, că ai terminat cu facultatea definitiv! Ieși afară! Am uitat geaca de blugi. Așa, și? Mo! Mo, lasă-o încolo de geacă! Mo! Mo!
french fries. I think it will be wise to put some ketchup. It's a cliche, I'll get on your way. Banana with my K, let's put some delay. Let our body with my mom. To travel, wants to see where, wants to live only water. Some I say is not enough, impossible with no love for another. Me could never let it go, and things could never let it show. There's not much more I need to say, just one more way.
should never let it go, and I should never let it show, and I will never let it burn. Just before.